Un moldovean stabilit în Italia a murit după ce a fost împușcat de proprietarul unui magazin de tutungerie în care a intrat ca să fure. Totul s-ar fi întâmplat joi seara în regiunea Pavone Canavese, situată lângă orașul Torino. Proprietarul ar fi împușcat în legitimă apărare, iar infractorul moldovean s-a stins pe loc, scrie presa italiană, care a mai adăugat că în total au fost trase 7 focuri de armă. Alți doi complici ai hoțului au reușit să fugă. Proprietarul italian, care a mai fost victima unor astfel de jafuri în trecut, a fost audiat de procuror și este cercetat în stare de libertate pentru exces de forță în legitima apărare.